doar nemți. Salutare, prieteni! Primul weekend din august din nou l-am petrecut la natură. Am fost la pescuit în regiunea Mălăiești. Am vizitat podul suspendat din satul Piatra, am vizitat localitatea Lopatna și am finisat cu o încercare de pescuire la Corjo. Despre cum a fost, vedeți în video ce urmează. Schimbai tehnica.
Salutare, prieteni! Astăzi este 4 august. Iată, deja suntem în ultima lună de vară. Este ora 9 și afară avem 21 de grade. Iată așa, s-a schimbat timpul. Dacă ieri erau 30 și ceva, astăzi avem 21. Acum, vreo câteva zile să fie așa, 24-28 și de săptămâna viitoare 36-37. Eu iarăși sunt la somn. Nu știu ce o să primească. A încercat și de barcă, a încercat și de pe mal, și diferite locații, până ce încă fără rezultat. Speranța rămâne, eu nu m-am bătut așa ușor, dar oricum ar fi mai plăcut dacă ceva s-ar prinde. Apropo, iată aici la mal, în iarbă, acolo mai la vale sunt niște copii, prind caras la plută. Și caras așa, destul de mare, poate până la jumătate de kilogram. Dar eu încă visez la monstru mustăcios. Iată așa arată mântura. Așa arată râmele care nici nu au fost gustați. Am prins o broască. Vedeți? Eu mă prind pește prin broaște. Hop! Și-a fugit.